Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Doi frați din capital ar fi prestat serviciu de killer. Își împușcau victimele cu sânge rece. Vă relatăm detaliile poliției în curând. Compania Air Moldova are un nou beneficiar. Firma românească Blue Air, care deținea pachetul de 49%, l-a vândut recent. A fost gălăgie la Curtea de Apel Chișinău. 90 de săteni din Șora de Mijloc au cerut repunerea în cursa candidatului Partidului Șor. Acesta a fost exclus recent. 5 indicatoare rutiere au fost vandalizate în sectorul Botanica. Dacă vor fi prinși, făptașii riscă amenzi de 1800 de lei. Plătiți pentru a ucide, doi frați din Chișinău au fost reținuți, fiind suspectați că au comis două tentative de omor la comandă anul trecut. În ambele cazuri, victimele au fost împușcate de mai multe ori, dar au supraviețuit. Totuși, au ajuns în stare gravă la spital. Pentru o comandă, suspecții cerau 15.000 de dolari. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre bărbați a fost reținut în fața unui bloc. Acesta părea mirat și încerca să afle motivul pentru care a fost pus la pământ de mascați. Celălalt a fost încătușat în plină stradă, scena fiind urmărită și de câțiva trecători. Potrivit oamenilor legii, prima tentativă de omor a avut loc pe 28 februarie 2018 pe o stradă, în timp ce afară răsunau focuri de artificii. Din imaginile oferite de poliție se vede cum suspecții, aflându-se în mașină, încep să tragă focuri de armă în direcția unui Mercedes pe care l-au și accidentat frontal. Victima, un bărbat de 46 de ani, a supraviețuit, dar a fost internată la spital în stare gravă, unde a fost operată. Cel de-al doilea caz s-a produs la 21 noiembrie 2018. O persoană necunoscută l-a chemat pe un localnic din satul Stoianovca, raionul Cantemir, să iasă afară. Deoarece bărbatul a refuzat, suspectul a intrat în ogradă și l-a împușcat de 7 ori cu un revolver. Și în acest caz, victima a supraviețuit, dar a fost internată în spitalul raional Cantemir în stare gravă. Pe urme fierbinți, poliția a găsit comanditarul crimei, partenerul de afaceri al victimei. Comanditarul este un om de afaceri, care în urma unei, așa spunem, reglări de conturi din cauza anumitor datorii și business care au în comun, au hotărât să o comandite. Astfel, oamenii legii au dat și de executorii comenzilor. Cei doi frați sunt din municipiul Chișinău și au vârstele de 39 și 40 de ani. Pentru crime, ei cereau în jur de 15.000 de dolari, a mai precizat poliția. Care infracțiune planificau cu o lună de zile sau ceva mai mult timp înainte, foloseau doar telefoane și cartele de unică folosință, însă și la momentul comiterii infracțiunii se foloseau de stații radio, filau victimele, în ambele cazuri victimele au fost filate și au calculând locul și timpul potrivit pentru a executa comanda. După percheziții, polițiștii au ridicat mai multe telefoane mobile, cartele SIM și stații radio pe care le-ar fi folosit la săvârșirea crimelor. Oamenii legii ar fi găsit și o armă de foc cu care ar fi fost comisă una dintre infracțiuni. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi frați riscă detenție pe viață. Încă un troleibuz a fost implicat într-un accident de circulație. Acesta a fost lovit de un automobil de marcă Renault pe o stradă din Stăuceni. Poliția afirmă că vinovat de impact se face șoferul mașinii, care și-ar fi recunoscut vina. El riscă o amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Accidentul s-a produs în această dimineață pe o stradă din Stăuceni. Un automobil Renault a lovit din spate un troleibuz de pe ruta 32. În urma impactului, mașina a fost făcută zob și troleibuzul a fost avariat, însă nu atât de semnificativ. Nimeni nu a avut de suferit, însă din cauza impactului în zonă s-au format ambuteiaje. Pentru a fluidiza traficul, la fața locului a intervenit un echipaj. Erați în troleibuz? Cum ați simțit? Sunt pic în spălește. Și-a
Șoferul automobilului de model Renault a recunoscut vinovăția, nu a respectat regulile de circulație rutieră și a tamponat din spate troleibuzul. Șoferul vinovat riscă o amendă de până la 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Acum 2 săptămâni, un alt troleibuz a fost lovit lateral de un Porsche care intrase în intersecție la roșu. Accidentul s-a soldat cu 2 morți, iar alte peste 20 de persoane s-au adresat la spital după ajutor medical. Crimă șocantă în raionul Rezina. O femeie este acuzată că a ucis-o din gelozie pe partenera fostului ei iubit. După ce a bătut-o, suspecta ar fi strangulat-o, i-a dat foc, iar mai apoi a îngropat rămășițele într-o pădure. Poliția locală a fost alertată de iubitul victimei, care a povestit că acum o săptămână cele două au plecat într-o direcție necunoscută pentru a discuta. Oamenii legii afirmă că suspecta și-a recunoscut vina. Ulterior, în timpul discuției cu tânăra de 19 ani, femeie de 27 de ani fiind sub influența alcoolului și geloziei, într-o fâșie forestieră din apropierea satului Iechimăuți, a recunoscut că a maltratat-o, după care cu mâinile a strangulat-o, iar mai apoi, pentru a ascunde urmele infracțiunii, a incendiat cadavrul, supraveghind câteva ore până a ars complet. Femeia este cercetată pentru omor, fiind reținută pentru 72 de ore. Dacă va fi găsită vinovată, riscă până la 15 ani de închisoare. Victima avea 19 ani și era originară din Ungheni. La Chișinău a fost inaugurată expoziția dedicată minunilor din agricultură. Colega mea, Diana Pop, a aflat ce produse au fost la mare căutare, dar și ce prețuri cer agenții economici pentru marfa expusă. Da, așa e la piață. La piață, ca să vii, trebuie să duci cu buzunarul gol. În timp ce unii vizitatori și-au golit buzunarele, alții au convenit să se mai informeze și poate să bată palma cu vânzătorii. Mai multe detalii despre expoziția Târg vă spunem la știri. Chiar dacă spun că nu se gândesc la alegeri anticipate, 3 deputați din majoritatea parlamentară s-au adresat Curții Constituționale să explice cum vom vota în baza sistemului electoral mixt sau al celui proporțional. Autorii sesizării argumentează că situația a devenit neclară după ce recent Parlamentul a anulat votarea mixtă, iar asta în timp ce foștii judecători constituționali au stabilit până să-și dea demisia, că în cazul anticipatelor, oamenii vor vota atât pe circumscripții, cât și pe liste, adică în baza sistemului combinat. Sesizarea a fost depusă astăzi, fiind semnată de Sergiu Litvinenko, Alexandru Slusar și Vasile Bolea. Nu sunt cu gândul la alegeri anticipate, afirmă cel puțin deputatul din fracțiunea PAS. Teoretic poate avea loc oricând, dar la noi nu spun problema, la noi se face, facem alegeri. Parlamentarul a criticat decizia luată în aprilie de fosta componență a Curții Constituționale, prin care a decis că alegerile anticipate trebuie să fie organizate conform sistemului electoral mixt, aflat în vigoare la acea vreme. Litvinenko este de părere că doar Parlamentul are dreptul să decidă cum să organizeze alegerile. La mine este un abuz. Eu cred la cum e curte. Și acum, în situația în care Parlamentul, unicul organ care este, care are competența conform Constituției de a stabili pe o parte sistem electoral și doi de a stabili, adică nu spune în aplicare un sistem electoral, a adoptat legea, curtea urmează să se expună, având în vedere această situație nouă. În aprilie, sesizarea a fost depusă de cei 3 deputați independenți ajunși în Parlament pe circumscripții, printre care Alexandru Oleinic. Contactat telefonic astăzi, el a declarat pentru TV8 că nu vede rostul unei noi adresări la curte, pentru că judecătorii s-au expus deja pe marginea acestui subiect. Chiar nu văd argumente care s-ar putea depune într-o situație dificilă curtea constituțională, fiindcă vă închipuiți ce se trece în cazul când curtea constituțională primește alte hotărâri decât cei care au emis-o luna aprilie. Deputații blocului acum și cei ai Partidului Socialiștilor au anulat sistemul mixt la scurt timp după ce au venit la putere, acuzând că a fost adoptat contrar standardelor internaționale și doar pentru a favoriza fosta guvernare democrată, ca să obțină mai multe mandate după alegeri. Sistemul electoral mixt a fost adoptat în vara anului 2017 cu voturile democraților și ale socialiștilor, fiind criticat inclusiv de Comisia de la Veneția. După anularea lui, în luna august curent, Republica Moldova a revenit la sistemul de vot proporțional, adică toți cei 101 deputați sunt aleși în baza listelor de partid. Compania Air Moldova, privatizată acum un an, are un nou beneficiar. Firma românească Blue Air a cedat pachetul de acțiuni de 49%. Acesta a ajuns la un om de afaceri din Letonia, care până acum a administrat compania
Civil Aviation Group. Tranzacția s-a încheiat acum o săptămână, scrie publicația Wall Street. Atunci când a privatizat compania de stat Air Moldova, firma Civil Aviation Group avea doi fondatori. 49% din acțiuni erau deținute de compania avia românească Blue Air, iar pachetul majoritar de 51% era deținut de doi cetățeni moldoveni, Andrei Ianovici și Sergei Melnic, necunoscuți până atunci opiniei publice. Administrator figura un cetățean al Letoniei, Dzinters Pomers. Conform publicației Wall Street, recent, letonul a preluat integral pachetul de acțiuni de la Blue Air. Wall Street mai precizează că tranzacția ar fi avut loc între 18 septembrie și 7 octombrie. În aceeași perioadă, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale și Procuratura Anticorupție au anunțat că au pus sechestru pe bunuri și capitalul statutar al companiei Air Moldova, în legătură cu un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procurorii au vrut să se asigure în acest mod că patrimoniul companiei nu va fi înstrăinat, cât timp investigează un șir de tranzacții fictive care au dus la privatizarea companiei Avia. Acest lucru însă nu împiedică schimbarea acționarilor. În raportul prezentat recent de Comisia Parlamentară care a investigat privatizarea Air Moldova, se anticipa că Blue Air ar putea să se retragă oricând, la discreția conducerii companiei, se mai spune în raport. Totuși, Agenția Proprietății Publice nu a fost informată despre schimbarea acționarilor. Consiliera Ministrului Economiei a precizat pentru TV8 că o astfel de obligație nu este prevăzută nici de contract, nici de legislație. Potrivit Wall Street, experții atrași în comisie au menționat că retragerea Blue Air ar demonstra că firma avia românească a fost folosită drept paravan în procesul de privatizare. Un alt indiciu este și faptul că niciun angajament asumat la privatizare nu a fost realizat, chiar dacă promisiunile erau mari la început. Dorim să creștem flota, dorim să creștem rutele. Comisia parlamentară a ajuns la concluzia că datoria de 1,2 miliarde de lei nu a fost stinsă, iar investițiile au fost nule. În aceste condiții, autoritățile de la noi încearcă să obțină anularea contractului de privatizare. Am solicitat un comentariu prin e-mail de la compania Blue Air, dar nu am primit un răspuns până la această oră. Nici purtătoare de cuvânt nu ne-a răspuns la telefon. În loc să stea de vorbă cu pacienții, medicii unui spital municipal l-au ascultat preț de 40 de minute pe Andrei Năstase, care vrea să devină primar general. Întâlnirea a avut loc dimineață și a început după ora 8. În partea cealaltă, conducerea instituției medicale a precizat că evenimentul ar fi avut loc în timpul ședinței ordinare, iar despre pacienți care să stea pe holuri nu ar fi auzit. De la spital, concurentul blocului acum a mers la Universitatea Tehnică, unde le-a vorbit studenților. Unii tineri ne-au spus că vor înapoi la lecții și că au fost nevoiți să asiste la discuțiile cu Năstase. În jurul orei 8, Andrei Năstase le povestea medicilor de la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Emilian Coțaga despre ce conține programul său electoral. Noi putem să facem trotuare, noi putem să facem drum. Vă rog să fiți alături de blocul acum. Le-a povestit și despre bolile de care a suferit, mai ales în perioada copilăriei. Da, bolii, domnule, probabil și din Brigeană. De la o pacientă care a venit din Căușeni, am aflat că în fața cabinetelor se formaseră rânduri la un moment dat. Erau mulți pacienți, așteptau? Nu a fost, dar repede s-o eliberat. Noi așteptăm medicul nostru. Invitația cui ați venit la ședință? E invitația directorului. Nu sunt de acord, clar lucru, că au fost pacienți care au avut nevoie de consultații, dar totodată adică au fost sub supraveghere. Cu domnul Năstase? Nu. La medicii? Medicii, da, desigur. Ce au făcut pacienții? Au așteptat. Pacienții? Deci poți să facă, o stat sora, o soră înăuntru și noi ne-am dus la donare. Vicedirectorul spitalului ne-a spus că evenimentul ar fi avut loc în afara orelor de muncă și că la întrevedere au fost doar 22 de medici. Asta deși din imagini se observă că sala a fost plină. De obicei avem o zi în care noi efectuăm în fiecare dimineață 5 minute pe spital. Și din contul timpul acesta am programat 15 minute pentru domnul Năstase. Adică au mai fost și alți candidați? Da, nu în timpul când oamenii lucrează în secție. La amiază, concurentul electoral era deja alături de colegi la Universitatea Tehnică, unde le-a vorbit studenților. V-am vorbit despre fonduri unici. Sunteți la ore acum? Poftiți? Nu aveți ore acum? Nu. Ce părere aveți că în timpul orelor sunt organizate astfel de întrevederi? Proastă, dar noi nu suntem la ore, nu? De partea cealaltă, unii studenți ne-au spus altceva. Cred că
ar fi bine să facă în timpul când noi nu avem ori. Algoritm. Pierdem lecții. De ce întâlnirea are loc în timpul? Să facem, da, nu mai terminăm evenimentul, cred că e important. Ce are loc în timpul lor? Cred că dumneavoastră exagerați. Și eu am venit în timpul mesei, n-ați văzut, la ora 12 până iată la ora 1. Iar despre întrunirea de la spital, Andrei Năstase spune că a fost invitat de conducerea instituției medicale. Eu mă duc acolo, unii mă cheamă și la ce oră mă cheamă. Vreau să vă spun că invitația a fost din partea domniilor lor. Acum o săptămână, guvernul a emis o dispoziție prin care a cerut ca întrunirile electorale să fie desfășurate în afara orelor de lucru, participarea la aceste întruniri să fie benevolă și concurenții electorali să fie tratați echitabil de toate instituțiile statului. Un nou complex sportiv mai performant și nu atât de scump ca Arena Chișinău ar putea să apară în parcul Valea Trandafirilor din capitală. Este unul dintre angajamentele lui Octavian Țâcu, candidat la șefia municipiului Chișinău, din partea Partidului Unității Naționale. Concurentul și-a prezentat strategia sportului și a modului sănătos de viață pe care urmează să o pună în aplicare dacă ajunge primar. Bună dimineața și bine ați venit la ora de sport! Acasă mai bine ca fotbalistul la meciul. Nu, e că asta pot să fac. Așa vor începe majoritatea ședințelor primăriei, Consiliul Municipal, cu ora de sport și de gimnastică. Candidatul a declarat că pentru noul complex sportiv ar fi suficiente 5 milioane de euro, bani care ar putea fi investiți de agenți economici. Un teren care va aduce principalele probe de jocuri sportive, un bazin de note de 50x25, un bazin olimpic și un hotel cu 200 de locuri. Octavian Țâcu se arată convins că acest complex ar putea fi dat în exploatare mai devreme decât Arena Chișinău. Clădirea poate fi ridicată chiar lângă școala de handbal, care se află în prezent în stare deplorabilă. Dacă reușim să renovăm această sală, ea poate rămâne o sală de antrenament și folosită printr-o pasarelă cu acest complex sportiv. Potrivit lui, conceptul de creare a unui complex sportiv municipal a apărut încă în 2013, pe când era ministru al tineretului și sportului. Pe lângă Octavian Țâcu, în cursa pentru primărie Chișinău participă 17 candidați. Aceștia sunt socialistul Ion Ceban, Teodor Cârnaț din partea Partidului Voința Poporului, Valeriu Climencu al Partidului Șor, Valeriu Munteanu, fondatorul Partidului Uniunea Salvați Basarabia, Victor Chironda din partea Mișcării Social-Politică Forța Nouă, activistul Vitalie Voznoi cu Partidul Stânga Europeană, Dumitru Țâra din partea Partidului Popular European, Vlad Țurcanu de la Partidul Popular Românesc, Vitalia Marinuță reprezentând Partidul Verde Ecologist, Andrei Năstase din partea Blocului Acum, Lilia Ranogaeț pe lista Partidului Național Liberal, Fetescu Alexandru cu PLDM, Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal, Ivan Diacov din partea Partidului Nostru, Democratul Vladimir Cebotari și Toma Serghei cu Partidul Oamenilor Muncii. Protest la Curtea de Apel Chișinău, zeci de săteni din Jora de Mijloc, alături de fosta primăriță, deputata Marina Tauber, au cerut repunerea în cursa lui Serghei Labliuc. Acesta aspiră să ajungă la conducerea satului, însă recent judecătoria Orhei l-a exclus din cursă. Magistrații de la apel care au examinat recursul își vor anunța decizia mâine. În schimb, aceeași instanță a menținut controlul judiciar în cazul Marinii Tauber, astfel că are toată libertatea pentru a face campanie electorală. La ora 14, cu pancarde în mâini, locuitorii comunii Jora de Mijloc s-au adunat în fața Curții de Apel Chișinău, unde magistrații examinau cererea depusă de candidatul la funcție de primar al comunei din partea Partidului Șor, Serghei Labliuc. Asta după ce judecătoria Orhei, sediul telenești, l-a exclus din cursa electorală, pe motiv că ar fi semnat acte oficiale, deși era degrevat din funcție. Pledăm pentru așa ca domnul Sergiu să fie totuși inclus în scrutinul electoral. Sub robote de aplauze, Marina Tauber, alături de Sergiu Labliuc, au ieșit din sediul Curții de Apel pentru a anunța decizia magistraților. Marina! Marina! Marina!
judecată a dispus întreruperea ședinței de judecată până ziua de mâine. Tot astăzi, Curtea de Apel a respins cererea procurorilor privind schimbarea măsurii preventive a deputatei Marina Tauber. Aceasta rămâne sub control judiciar și poate părăsi locuința de la ora 8 până la 20. Și eu rămân sub control judiciar, ceea ce înseamnă că în continuare pot să fac campanie electorală. Marina Tauber și colega ei de fracțiune, Regina Apostolova, sunt cercetate penal pentru că ar fi implicate în frauda bancară. Cele două nu își recunosc vina. Candidatul la funcția de primar de Bălți, Renato Usatăi, figurează ca martor într-un dosar deschis la Moscova privind spălările de bani rusești prin intermediul băncilor moldovenești. Precizarea a fost făcută de presa rusă. În schemă ar fi fost implicat și un fost colonel din Ministerul Rus de Interne, Dmitri Zaharchenko. Într-o conferință de presă, Usatăi a negat că ar fi implicat cumva în această infracțiune și crede că este o comandă a socialiștilor. Potrivit presei ruse, fostul colonel este bănuit că ar fi acoperit spălarea de 250 de milioane de dolari prin schema Landromatului rusesc, prin intermediul băncilor moldovenești. În schema ar fi implicat și liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Acesta ar fi monitorizat tot procesul de spălare a banilor, în interesul beneficiarilor unui grup. Я никогда не видел в лицо Захарченко, никогда с ним не разговаривал по телефону. Я узнал о том, кто такой Захарченко, из молдавских СМИ. Usatăi susține că acest dosar este o acțiune organizată de Partidul Socialiștilor cu scopul de a denigra campania electorală a partidului nostru pentru alegerile locale de duminică. Я сегодня заявляю ответственно, что партия социалистов вместе с Додоном пытается втянуть Россию в предвыборную кампанию. После выборов это вы в этом убедитесь. Им все равно, что будет после выборов, которые они проиграют. Они сегодня понимают, что без вмешательства России, значит, они проиграет выбор. Но я вам хочу сказать другое, что даже с вмешательством тех людей, которые помогают им сегодня за деньги в Москве, значит, это они ничего не добьются. Purtătorul de cuvânt al președinției nu ne-a răspuns la telefon, iar socialiștii nu au comentat deocamdată acuzațiile lui Usatăi. Fostul colonel rus Dmitri Zaharov a fost condamnat luna iunie pentru corupție la 13 ani de închisoare, cu achitarea unei amenzi de 117 milioane de ruble. În 2016, Renato Usatăi a fugit în Rusia, după ce la Chișinău au fost pornite mai multe dosare penale pe numele său. Însă după căderea guvernului democrat, Usatăi a revenit în Republica Moldova, fiind audiat de procurori. El candidează la funcția de primar al municipiului Bălți. Magistrații care nu vor trece testul integrității nu au ce căuta în sistemul judecătoresc. Este una dintre recomandările Comisiei de la Veneția, care încă nu a dat aviz proiectului elaborat de Ministerul Justiției. În varianta actuală, se propune ca judecătorii doar să fie coborâți în funcții. Autorii documentului afirmă că vor modifica prevederile reformii pentru ca aceasta să fie mai dură în raport cu cei care cad testul. Subiectul a fost discutat aseară la emisiunea Politica Nataliei Morari. Întrebarea mea e, cum poți tu să introduci în proiectul de lege niște absurduri care trebuie să fie criticate de Comisia de la Veneția? Noi ne-am făcut de rușine la nivel de arenă internațională. Cum poți tu, o persoană care pică testul integrității, nu că profesionale, dar integrități din punct de vedere a corupției, să fie coborâtă la nivelul curții de apel sau instanță de fond? Pentru mine, asta nu trebuie să fii jurist, profesionist mare, ca să-ți dai seama că această persoană trebuie să fie eliminată din sistem, dar nu, așa zis, retrogradată la curtea de apel sau instanță de fond. Împotrivă, vreau să accentuez, spre deosebire de opinia menționată mai sus, nici într-un caz nu poate fi considerat un eșec această inițiativă a Ministerului. Comisia de la Veneția chiar a fost mult mai dură decât ceea ce am propus noi în proiectul de lege, și anume faptul că cei care nu au promovat, noi inițial am propus ca aceștia să fie transferați în instanțele superioare. Dar Comisia a spus din potrivă, dacă ei au ieșuat la capitolul integritate, ei nu mai au ce căuta în sistem. Reforma, în varianta actuală, a fost criticată și de expertul în drept Ștefan Gligor, pentru că acesta prevede doar evaluarea judecătorilor de la CSJ, a șefelor de instanțe, nu și a tuturor magistraților. Această reformă nu curăță niciun fel de cap. Ea reevaluează, reatestează judecătorii din corpul de conducere. Repet, noi avem nevoie să reevaluăm și reatestăm
cel puțin toată curtea de apel Chișinău. Asta e minimumul. Dacă reforma nu prevede asta, eu nu susțin această reformă. Ea este un nonsens. Este un subiect destul de insensibil, el urmează analizat și consultat cu toate părțile implicate. Dar cu siguranță va fi luat în considerație și posibilitatea de a radicaliza acest proiect. Avizul final al Comisiei de la Veneția va fi expediat Ministerului Justiției în perioada 6-7 decembrie. Până atunci, autoritățile trebuie să examineze recomandările primite și să supună proiectul dezbaterilor publice. Cel puțin 5 indicatoare rutiere instalate în fața trecerilor de pietoni au fost doborâte noaptea trecută. Poliția, care cercetează situația, încă nu află cine sunt autorii cazurilor de vandalizare. Pe parcursul zilei, angajații de la Exdrupo le-au instalat din nou. Vandalism такой, а? Идем на ту сторону. Второй знак лежит. Я вот поднялся по кузоводу еще выше, буквально метров 200. Пешеходный переход. Incidentul a avut loc pe strada Cuza Vodă din sectorul Botanica. Oamenii legii urmează să stabilească identitatea făptașilor și de ce au decis să vandalizeze indicatoarele rutiere. Pentru astfel de fapte, ei riscă o amendă între 900 și 1800 de lei. Iar între timp, pe altă trecere de pietoni, o femeie cu bebelușul în cărucior au fost la un pas să fie striviți de o mașină. Situația periculoasă a fost surprinsă de o cameră de bord dintr-o mașină ce se deplasa alături. Oamenii legii încearcă să dea de urmele șoferului și să-l penalizeze pentru că nu a cedat trecerea pietonilor. Din imagini se observă că, aflat în fața unei treceri de pietoni, un șofer s-a oprit ca femeia să poată traversa strada, însă Mercedesul și-a continuat drumul cu viteză. Un alt caz similar a fost surprins acum 3 zile pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală. Pietonul traversa strada pe o trecere de pietoni, iar la un moment dat a fost la un pas de a fi lovit de un automobil care a trecut cu viteză la culoarea roșie a semaforului. Bărbatul nu a pățit nimic. Inspectoratul Național de Patrulare s-a autosesizat în ambele cazuri. Astfel, oamenii legii urmează să stabilească identitatea șoferilor și să-i sancționeze cu amenzi de 300 de lei și cu 2 puncte de penalizare. Potrivit datelor statistice, unul din primele 3 cauze la accidentelor rutiere produse în Republica Moldova este neacordarea priorității pietonilor. Pe parcursul anului curent, circa 300 de persoane au fost tamponate pe trecerea de pietoni, dintre care 7 au decedat, ceilalți s-au ales cu diverse traumatisme. Tractoare de lux, copaci în care cresc căpșune și vaci de 2000 de euro. Chiar dacă nimeni nu s-a înghesuit să le cumpere, acestea au putut fi admirate la cea mai mare expoziție agricolă din țară organizată în aceste zile la Moldexpo. Sute de oameni au venit să caute soiuri noi de plante pentru a-și amenaja grădinile. În schimb, tehnica performantă li s-a părut cam scumpă. Intrarea la expoziție semăna mai mult cu un roi de albine. Nimeni nu pleca de aici cu mâinile goale. Mai mult lumea se basează pe să înfrumuseze ogrezele, să înfrumusețeze parcurile. Ce cumpără? Păi, tui, samșit, magnolii, diferite plângătoare, copaci plângători. Petăm gădeu, cupilă malinovă e dereva, și pasmutrim ce iz etova получится. Vinograd, ежевика, pion drevavidnii, ce zici, gartenzie, cibreț. Aveți mâinile pline, ați plecat și cu buzunarul gol. Da, așa e la piață. La piață, ca să vii, trebuie să duci cu buzunarul gol. Cât ați cheltuit? 600 lei. Printre vânzători am zărit și unul care vindea pomi exotici. Pe lângă kiwi și castani comestibili, la mare căutare a fost și copacul căpșună. Crește ca un copac până la 2 metri, 2,5 poate fi, da. Puțin se diferă la înfățișare, dar la gust și la aromă ca căpșună. La eveniment au fost expuse și ultimele modele de tractoare, unele dotate mai ceva ca automobilele de lux. Tot are încălzire, are condiționer, are tot, aer condiționat, tot. Dar muzică poți spui? Și muzică, vă pun și muzică, ce doriți, meastră? Are sistem GPS? Tot are sistem GPS.
cu semnal gratuit pe viață, cu 10-12 cm. Însă puțini s-au reținut lângă bijuterie de tractor. Cei care au venit special pentru a afla oferta tehnicii agricole spun că este prea scumpă. Pentru a-i convinge să le procure, reprezentanții companiilor le-au propus metoda creditării. În jurul la 130.000 de euro. Prin creditare, pe termen de la 2, 3, 5, 7 ani. Prețurile sunt foarte mari în comparație cu prețurile la producția care o crește. Vizitatorii expoziției s-au reținut și în fața târgului de animale de rasă. Cei care le cresc se plâng că din cauza prețului cam mare nu prea reușesc să le vândă. E 100 de euro. Oiță. Da, ca să vină la un stăpân care vrea, de exemplu, să iei niște animale frumoase, dar în abatoare le băgăm și noi acolo cu 40 de lei kilogram. Vaci de rasă, de prăsilă, ele ajung în jur de 2000 de euro. Asta este bălțata moldovenească, este rasă moldovenească locală. Deci, în mediu pe zi ar fi că o vacă poate da de la 25 kg de lapte pe zi până la 35. Expoziția specială Moldagrotech se află la cea de-a 36-a ediție. Reînvie tradiția, o femeie din Mito creează genți, jaluzele și covoare din papură și stuf. Întreaga poveste a femeii a aflat-o colega noastră Ana Sârbu, care i-a trecut pragul casei. Rămâneți pe TV8. O tânără din Chișinău care voia să se angajeze la un schimb valutar este acuzată că a furat din casierie 600 de euro. Oamenii legii au fost sesizați de către administrația schimbului, care s-a plâns că au dispărut banii. În scurt timp, polițiștii au dat și de urmele făptașii. Tânăra a fost reținută și și-ar fi recunoscut vina. Totuși, ea nu a putut întoarce banii pentru că i-ar fi pierdut. Suspecta este cercetată penal, în stare de libertate pentru furt și riscă o amendă de până la 13.000 de lei sau până la 2 ani de închisoare. Dat în exploatare acum un an un bloc din capitală și acum le dă bătăi de cap locatarilor. Oamenii se plâng de mai multe probleme, acuzând firma de construcție că a montat sisteme de aprovizionare cu apă și curent electric ce nu fac față unui număr atât de mare de apartamente. Nici facturi nu primesc pentru că achită companiei. De cealaltă parte, reprezentanții firmei au menționat că încă puțin și neregulile vor fi înlăturate. Un an jumătate a fost ilegală. Furată de unde? Furată de la apă canal. S-au conectat în strada principală, au tras apă și ne-au spus că aceasta... Deci nu este un act oficial. Nu este un act oficial, nu este un contor. Pentru apă nu ne vin facturi, că apa la moment e conectată contorul pe compania Imobil Construct. Lumina, sincer să vă spun, nici nu știm pe cine. Iată un cablu stă de pe stâlp, acolo pe un contor și cu asta e tot. Da, achitați-vă. Nu, nu ne vin facturi. Vrem să fie totul oficial, să achităm lui Union Fenosa, nu lui Imobil Construct. Totodată, locatarii mai spun că nici sistemul de canalizare nu este prevăzut pentru un număr atât de mare de apartamente. Astfel, se trezesc de multe ori cu subsolul blocului inundat, acolo unde se scurge și apa de la ploaie. Șuvoaiele ajung și la cablurile electrice, existând riscul unei electrocutări. Țeava s-a spart. A curs apă și în mijlocit și în garaj a ajuns, fapt pentru care l-am chemat să înlăture neajunsul. Și vedeți cum a lăsat, a săpat o zi și a rămas așa 3 zile, dar e dezastru. Locatarii mai sunt deranjați și de starea drumului de acces la bloc, dar și de pavajul din curte. Până la ziua de astăzi avem chiar și trecute pe foaie aceste lucruri, unii este ștampila și semnătura companiei, conectarea blocului locativ la rețeaua de lumină, schimbarea, montarea ușii de la intrarea în blocul locativ, reparația drumului în fața blocului și corectarea pavajului, pentru că de fiecare dată când se împlouă aici, toată apa nu ies în drum sau scurg în canalizările de apă fluviale, dar vine în subsol. Unul din reprezentanții companiei a precizat pentru TV8 că blocul a fost dat în exploatare conform tuturor normelor corespunzătoare, însă aceste probleme ar fi apărut pe parcursul anului. Totodată, fondatorul firmei dă vina pe sub antreprenorii care nu și-ar fi făcut bine treaba. Noi am muncit și am depus efortul la maxim.
da, au ajuns ceva la sfârșit, când un subantreprenor care a lucrat, are contract de colaborare cu noi, nu poate nu s-a îndeplinit 100% obligațiunile lui. Bărbatul a mai explicat de ce locatarii nu achită direct furnizorilor de apă și... Și-a dorit să facă bani ușor, așa că a amenințat cu moartea și răfuia la fizic un bărbat. Este ispravă unui individ de la Soroca, care este urcat 400.000 de lei. Calvarul familiei amenințate s-a încheiat ieri, când făptașul a fost prins în flagrant. Ce? N-am ce faci, așteaptă-mă. Ce mai ce faci, vâditoare? Un individ a șantajat și a amenințat cu moartea un bărbat de 52 de ani, sub pretextul unei datorii. Suspectul, un bărbat de 43 de ani, originar din Soroca, a fost reținut în flagrant în timp ce maltrata victima prin aplicarea forței fizice și constrângerii psihice. El pretindea de la victimă o tranșă de 10.000 de dolari. În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au stabilit că suspectul îl amenința cu moarte și răfuia la fizic atât pe bărbatul de 52 de ani, cât și pe rudele acestuia. În așa fel, acesta a reușit să primească 235.000 de lei de la victimă, iar prejudiciul total se ridică la 400.000 de lei. Bărbatul a fost reținut ieri în flagrant. S-a dovedit că el nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind cercetat penal pentru comiterea altor genuri de infracțiuni. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru șantaj. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 15 ani de închisoare. Tradiția reînvie la Mitoc datorită meșteriței populare Alexandra Morari, care face genți, jaluzele și chiar covoare din papură și stuf. Femeia practică această îndeletnicire de la 9 ani, iar cu timpul și-a creat propriile aparate pentru a prelucra materia primă. Obiectele confecționate din papură se păstrează câteva decenii. Cum reușește să mențină vie tradiția străveche, a aflat colega mea, Ana Sârbu. Alexandra Morar, din satul Mitoc, raionul Orhei, își începe diminețele cu strânsul papurei. După, femeia prelucrează materia primă prin aparatele pe care singură le-a confecționat. A învățat să țese cu papură de la părinții săi și ei meșteri populari. Tehnologia pe care o folosește este aceeași pe care o folosea și străbunica ei cu multe secole în urmă. De la părinții mei, când eram eu când am fost de 9 ani, eram meșteriță. N-am avut nici tinereță, n-am avut. Așa, sub stativ, mama îngătea materialul ăsta și eu numai știam și țesem. Cu mai multe decenii în urmă, oamenii foloseau papura chiar și pentru acoperișul caselor. Femeia spune că este singura din Moldova care țese obiecte din uz casnic din papură. De prin canaluri, când era rău, tu era aici, stuhăraie, papuraraie, dar nu eu rămas, m-am niște canaluri. Asta nu e chiar calitativă. E că ies via așa ia fielii și eu desfac așa ia fielii. Pentru ca să țese o geantă din papură, are nevoie de câteva zile. Eu într-o zi trebuie să-i fac curzeala asta și el mai greu mi-a invenit să fac. Pe urmă, într-o zi trebuie să pregătesc materialul. De și a treia zi, eu nu, poate să dovedesc să-mi țesc. Trei coșnici. Dar torțele se fac dintre așa mai bună papură. Ca iese nu crepi când eu și o împlediu, dar să prinească elastă, bunătoară. Femeia spune că în ultimii ani cele mai solicitate sunt coșurile pentru că sunt ecologice și rezistente. Tot din ele își hrănește familia. Totuși se mândrește și cu jaluzelele din papură și covoarele din stuf. Și ne-ți rog o jânia că împletez jaluzuri, că la fereastră tot din papură. Ea ca este din stuf tot făcută de mine. Și pentru că omul talentat este priceput la toate, meșterița și-a adus un strop de culoare în casă, pictându-și pereții. Am dat cu fol, pe urmă desenele astea le-am făcut. Am aici cu un pulverizator, am făcut brâile astea albe să aibă aspect frumos. Femeia spune că și-ar dori ca împletitul în papură să nu dispară, iar faptul că tinerii sunt indiferenți față de această îndeletnicire o întristează. Caz bizar într-un sat din Olanda, 6 frați au fost ținuți în subsolul unei case timp de 9 ani, fără să aibă contact cu lumea de afară. În tot acest timp, tinerii, care au acum între 16 și 25 de ani, au așteptat sfârșitul lumii. Oamenii din localitate sunt șocați de cele întâmplate și spun că știau doar despre un bărbat, dar care locuia singur la fermă.
Despre acest caz s-a aflat atunci când cel mai mare dintre frați a reușit să iasă din subsol. A mers până la barul din localitate, a comandat 5 beri, iar din vorbă în vorbă cu proprietarul, i-a spus că a fugit și are nevoie de ajutor, raportează sursele media olandeze. Poliția a intervenit și a găsit în casă o scară ascunsă care ducea spre subsol. Acolo au dat de un bărbat de 58 de ani și alți 5 tineri, cel mai mic un minor de 16 ani. Primarul din localitate a precizat că bărbatul nu este nici tatăl și nici vreo rudă a tinerilor, iar vecinii spun că l-au văzut rar, dar mereu singur. De helemaal niet zo ver vandaan. Dus we dachten altijd dat er één meneer woonde en dat die de boel wat aan het opknappen was en zo. We wisten er totaal niets van. Soms, denk ik, hè. Maar het is wel zo. Bărbatul a refuzat să coopereze cu poliția și a fost arestat la fața locului. Acesta hrănea pe tineri cu produsele pe care le cultiva la fermă, iar proprietatea era închiriată. Poliția continuă să investigheze cazul. Wat zij daar precies deden, dat maakt deel uit van ons onderzoek. Wij hebben ook nog heel veel vragen waarop wij geen antwoord hebben. Dus ons onderzoek is ook in volle gang. Frații au fost transportați la un adăpost special, iar mass media olandeză a mai scris că unii dintre ei nici nu știau că există viață în afara subsolului. Aceștia ar fi crezut că așteaptă sfârșitul lumii. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează dezbatere electorale moderată de Mariana Rață. Vă reamintesc că la ora 21 avem și știri în limba rusă. Dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știri. Iar dacă vreți să ni le trimiteți, faceți-o, pentru că o să vă vedeți aceste imagini în jurnalele noastre de știri. Vă doresc o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!